Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia inimii, Catena. Și domnilor, orchestra ansamblului Profesionist Cindrelul Junii Sibiului, așadar, astă seară alături de noi, dirijor Gabriel Popescu, mulțumim foarte mult, domnilor, pentru deschiderea părții a doua, mulțumiri managerului Silvia Macrea și de asemenea Consiliului Județean Sibiu, Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul Junii Sibiu. Mulțumim foarte mult pentru sprijin. Urmează proba a doua. Artiști consacrați, profesori de canto sau prieteni, concurenții, au putut alege cu cine vor susține duetul. Juriul este foarte atent la toate detaliile, de la felul în care stăpânesc scena, până la modul în care se completează cu partenerul de cântec. Nu e ușor pentru concurenții tineri aflați la început de drum să cânte alături de un nume cunoscut al genului. Cu toate acestea, Nicol și-a dorit să urce pe scenă în proba de duet însoțită de un nume important al muzicii din Bărăgan. Doamnelor și domnilor, Nicol Dumitrașcu și Tița Ștefan! Thank you.
e verde foica vița. Dragă leicuța al meu, vai ce frumos, cântă doamna mai jos. Dragă eram și eu, și așa pe înțărat, până-n zor stăteam la sfat, of, of, of și amoleu. Și așa pe înțărat, până-n zor stăteam la sfat, of, of, of și seara, stimată doamnă, bine ați venit la noi! Bună seara și bine v-am găsit! Ce vă place? Îmi place vocea ei. Are ce-i trebuie pentru a fi artistă? Are, are. E fată frumoasă, stă frumos în scenă. Mulțumim frumos! Să fie bine! Doamne, da. Doamne, Doamne ajută! Sănătate multă și dumneavoastră și să ne revedem cu bine! Hai să auzim! Bogdan, te rog! Acesta este un cântec care s-a lansat la jumătatea anilor 50 și care vine dintr-o serie de cântece care au început în perioada interbelică. Se numesc Cântece Românești. Bă, tot știe, băi, tot știe. Băi, m-a rupt la istorie. Cântecelul ăsta a fost lansat de Eugenia Frunză în 1956 și era un afiș foarte mare, poți să-l și găsești dacă vei căuta pe Google, și scrie mare acolo: simpaticele dizioze Micșunica Gheorghiu și Eugenia Frunză lansează cu mare succes la public cântecul Când eram pe Ialomița. Nu este un cântec țărănesc, eu nu asta caut aici. Bun, mulțumim. Cornelia. Nicol. Mi-ar fi plăcut să fii puțin mai atentă cu doamna Tița Ștefan și probabil că tu, din cauza tinereții, din cauza neatenției, din cauza emoțiilor, te îndepărtai puțin de doamnă, iar doamna te căuta. Momentele astea, împreună cu vedeta, se creează dacă voi vă armonizați perfect din toate punctele de vedere. Îți doresc succes! Mulțumesc mult. Mulțumim! Niculina! Vocea ta este o voce gravă, o voce puternică. Trebuie să o dozezi. Pentru că altfel riști ca acest timbru să penetreze atât de puternic auzul, încât să nu mai transmiți emoție. Mai ai un picuț de muncă. Succes îți doresc! Mulțumim! Mulțumim. Eliza Stan. Tu ai un glas deosebit și ai un timbru vocal frumos. Ai o claritate în expunerea discursului muzical. Iar mie momentul mi-a plăcut. Chiar ați realizat un moment frumos. Bravo! Mulțumesc frumos! Mulțumim! Grigore Leșe, vă rog! Pe cine ai ales? Ai ales-o pe doamna Tița Ștefan sau ai ales melodia? Dânsa a cântat-o și mi-a plăcut. Așa? Și melodia practic... Nu, dar vreau să spun ceva și tot repet asta. Nu tot ce-ți place este și adevărat. Muncitorii din Marea Mureș, când s-au dus în Banat, au dus muzici în Marea Mureș și au zis că-s din Marea Mureș. Și atunci aici o trebuie să intervină știința. Tu trebuie să fii foarte, mai ales din zona asta, Ialomița. M-am tot gândit, ce poți cânta de acolo? Băi, cânt ceva sub influența păstorilor care au venit pe aici. Că asta e o melodie așa care
nu știu, a ajuns, a fost o creație, nu știu, știți unde aș introduce eu. Este un cântec, un cântec din ăsta, domne, care e șlăgăros. Da. Tu aici nu trebuie să fii șlăgăroasă. Și ce ne place și ce îți place ție? Să fii în ton cu muzicile adevărate din Alumița. Altfel nu. Ia cum a venit aici, a cântat și m-ar bate Dumnezeu să spun, mă, n-ai cântat bine. Ai cântat bine. Dar ți-am făcut observații referitoare la repertoriu, cum abordez. Știi? Dacă te-ai întâlnit cu mine aici, trebuie să spun ceva, nu? Hai, bravo! Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos! Succes! Ne vedem la proba a treia. Roberta este atât de mândră de obiceiurile din Banatul de Câmpie, unde a crescut, încât a ales și un cântec inspirat din modul de viață al oamenilor de acolo. Doamnelor și domnilor, Roberta Selagea va împărți scena cu Liliana Laichic. Seara, Liliana. Bună seara și bine ai venit la Vedeta Populară. Ce ne spui despre Roberta? Îți place? Da, o ador de-a dreptul. Uitați-vă la ea cât e de frumoasă și nu pot să nu-i admir tenacitatea și încăpățânarea cu care merge pe acest drum al cântecului curat, autentic, veritabil, într-o perioadă în care mulți tineri aleg succesul facil. Exact. O văd doar pe scenă, o văd o cântăreață mare, reprezentantă de fruntea Banatului, sunt convinsă că așa va fi. Pentru că, așa cum am spus, este încăpățânată. În sensul cel mai bun. În sensul cel mai bun, da. Mulțumim foarte mult, Liliana Laichic, alături de Roberta astă seară. Mulțumim. Hai să auzim ce zice juriul. Grigore Leșe, vă rog. Eu de ani de zile mă întreb,
De unde au apărut horile, cântecele astea pe care le cântați voi, să nu zic lălăite? Melodia aceasta, orice melodie de pe lumea asta, trebuie să fie în sufletul unui om. În ce suflet de om ați găsit melodia asta? Nu există nicăieri. Banatul este numit graiul refrenului. Adică să ai un refren frumos, să văd că e cântec cu adevărat, vine de undeva, dacă mă duc peste 100 de ani, eu trebuie să găsesc cântecul. Tot încerc să aduc ceva, adică să fiți voi adevărați și să schimbăm lumea asta, că altfel lumea cu timpul ne va condamna. Ne va condamna. Vă mulțumesc pentru sfaturi. Doamne ajută, numai bine. Mulțumim. Elize Stan, vă rog. Cântecul pe care tocmai l-a interpretat Roberta împreună cu Liliana este unul de dată mai recentă. S-a văzut că este într-adevăr mai dincoace, nu face parte din stratul vechi dialectal, dar nu putem să-l amendăm, pentru că totuși el respectă atât canoanele formulelor ritmico-melodice, cât și canoanele textului. Mie mi-a plăcut momentul vostru și chiar am constatat că vocile voastre s-au armonizat perfect. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Niculina, te rog! Ai cântat frumos. Cred că ai ceva probleme cu respirația. Pornirea ta este foarte bună. Vocea ta, timbrul tău este foarte bun. Mai trebuie să muncești și totul va fi impecabil. Felicitări! Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, Cornelia! Foarte mici probleme cu respirația asta, doar dacă stăm noi să ne legăm de ceva. Dar vreau să ai încredere în tine, vreau să fii mereu cu zâmbetul pe buze și mi-a plăcut foarte tare, mie mi-ai bucurat inima. Vă mulțumesc din inimă. Mulțumim! Bogdan, te rog! În Banatul de Câmpie sunt oameni de omenie, omenoși și gospodari, că s-a jucat legănat la noi în sat. Ai 23 de ani. Eu aștept alte lucruri de la generația mea. Pot să spun că suntem aceeași generație. Aceasta este opinia mea, numai o umilă opinie. Mulțumim! Mulțumesc. Diferite părerile jurului după momentul acesta, cu încredere pentru proba a treia. Succes! Hai, Costi, pune frumos pe noi, așa, prin plan, grup avem, plan, avem, plan american. Nu plan american. Vreau să fiu și o vedetă. Taci din gură. Am genunchii mari. Taci și suferă. Ți-ai dorit să știu și Hamlet și uite ce faci aici, în backstage. Hamletul meu, ce faci? Bună! Ce faci? Uite bine, ne certăm. Nimic. Da, pentru ce? Că și-a dorit toată viața să joace Hamlet. Și am ajuns, cum a zis și unul dintre concurenți, că sunt domnul de la ușă. Haide, ne vedem la proba a treia. Bine, da, de băieți, cine ți-e teamă? Da, mi-ajută. Nu mi-e teamă de nimeni, ce vreau. Cine n-ai vrea? Pe cine n-ai vrea să tragi din... Pe... Nu, spun, nu, spun, zice, nu spun, nu spun, am nu spun. Hai, nu mă lași așa, am îndoi dată. Domnul... Si... Ne, n-ai fost. N-ai fost. N-ai. Da, hai, fă cu mine, fă cu mine, fă cu mine. Da, da, leșe. Senior. Hai, ia fugi de aici, ia, hai, și spune, nu vrei pe ușă, nu vrei totuși pe ușă să ieși. Și spune iubitului tău să schimbe de pe Facebook, că nu mai joacă la Craiova, joacă la Mioveni. V-ați uitat? Bineînțeles că ne-am uitat. O să-i spun. Păi, mersi. Colo de treabă, se poate așa? Nu și-a schimbat Facebook-ul, băiat. Dar e cu tine pe Facebook, e poză cu tine! Asta e bine. Atunci când profesorul tău este un interpret cunoscut, alegerea pentru duet vine de la sine. Iulia nu a putut concepe să cânte cu altcineva în afară de mentorul ei. Doamnelor și domnilor, Iulia Elena Boboiu va cânta alături de profesoara ei, Antonela Ferche Buțiu. Le va fi alături pe scenă un muzician pe care îl prețuim foarte tare, Liviu Buțiu. Bun venit și să le chemăm în scenă! Ia fi bine, ia fi rău, la-i la-la-la-la-la-la.
amaru pe lună, hai Lili și Daina, că te-ai dus de voie bună, la la da da la da da la. Păi dă mă mai că cui mă place, la 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 la, dă n-are ca să-mi o face, la 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 la. Lai la 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 la, că n-ariga să-mi-o face, lai la 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 la, că nu ars foc cu pădure, hai Dili și Daina, n-o ferid în pot să cure, la 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 la. Bună seara, Antonella! Bună seara, Liviu! Bine ați revenit aici, în platoul Vedetei Populare! Bună seara și bine v-am regăsit! Ce ne spui despre Iulia? Ea e o tânără talentată, zic eu, extraordinar de sensibilă și frumoasă la suflet și la chip, după cum ați văzut, și sper să convingă juriul. Cum putea vorbi altfel în calitate de profesor despre tine, draga noastră, decât în astfel de cuvinte? Mulțumim mult, Antonella. Mulțumim, Liviu Buțiu, mulțumim pentru că ai fost alături de ele astăzi și de noi. Mulțumim foarte mult. Mulțumim și noi. Mulțumim. Să vedem ce spune juriul. Elize Stan, vă rog. Iulia a strălucit. S-a văzut un crescendo față de prima probă, elocvent. Felicitări, bravo. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Momentul acesta a strălucit, adică o prezenta ceva, bă, ăsta e bihorul. Vă mulțumesc din suflet. Deci a fost bine, ca să nu zic ok. Așa. Mulțumim, Niculina. Se vede că tu îți dorești foarte mult să cânți. Trebuie însă să ai grijă la mimică, la gestică. Profesoara stătea cu minte lângă tine și tu gesticulai și te întorceai și aveam senzația, acum îi dă una peste ochi. Și nu știm ce se va întâmpla. Să mai ai grijă și la dicție. Lucrurile astea ai timp să le înveți. Pentru că ești frumoasă, bază ai, zâmbet ai, ai stofă în tine de vedetă. Sunt convinsă că acolo vei ajunge și mai ai și voință. Succes și felicitări! Vă mulțumesc din tot sufletul meu. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim! Ne vedem mai târziu, la proba 3. Domnul Marin își dorea de mult să cânte împreună cu cea care îi va fi parteneră de duet în această seară. Fiind și în apropiere de Clejani, nu e greu de ghicit cine îi va fi alături pe scenă. Doamnelor și domnilor, Tudor Marin și Viorica de la Clejani pe scena Vedetei Populare! Ziua din la dumneavoastră, bună seara, pardon! Hei, la, 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 la,
și corbul care să rămâie codurul, cucu zice rămâne eu măi, corbul zice că vreau eu, corbul zice că vreau eu măi. Corbule de-acolo unde măi? Caolică că nu ești de legea mea mă. Tu ești pasăreț purân ca te mănânci vitane. Iată, eu sunt pasăre curată și beau apă strecurată de la mâna din gând. Așa mă ia! Asta e Ioniță Baiertă 2021! Mai grăsuț! Să duce el în codul verde, unde nimeni nu mi-l vede. Cu să ceartă ai noștri pe ciola, în care mai înainte, care mai înapoi. Așa să ceartă cu cum ea în codru. Păi, 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 aolică, și-am zis verde, ia s-o. Curiță de ajuns. Le, 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 le. Ia-s-o mie. Aolecă să-mi spui tu, grasule, spui-mi e cine te-a boteza pe tine, e să mă boteze pe mine. Și nașul meu e un dor. Bravo, bravo! Viorica de la Clejani! Sinceră să fiu, am avut emoții, nu știu de da ce. Da, te cred! Eu cred că un artist sensibil întotdeauna are emoții. Auzi pe unii care spune, băi, eu n-am niciun dracu, ăla cred că, știi, face parte din sunt tot eu, bă, stilul ăla nesimțit. Sunt de acord. Dar spune veneală! Viorica, dragă ai mea. Alături un lăutar. Da. E de adevăratelea. Deci spune-ne, de ce-ți place la Neamarin? Îmi place pentru că, știi, se duce spre stilul la măsura aia. Ia dă-mă un pic 6-8 așa și cântă ceva așa un pic tu, dacă ești bine. Dă dor de inimă albastră. Dacă ești bun, dă-mi 6-8. Pentru fata mea, ca să arăți cum să compune pe moment. Așa. Margarita aia. Margarita, fata mea. Doamne, artistă de cine, mamă, mamă. Oh, pentru Margarita trăiesc. Mai muncesc.
De focul ei mă topesc. Nu se vede. Mulțumim frumos. De focul ei mă topesc. Să strească. Asta mi-a plăcut. Asta mi-a plăcut. Asta am, așa am crescut și eu în familie de lăutari. Da? Vreau să vă spun un secret. În familia mea s-a ascultat foarte mult muzică populară. Ei, eu de mică eram așa mai năbădoioasă și mă ducea și către alte genuri muzicale. Deci la mine în casă, Maria Ciobanu și Ion Dolănescu era sfânt. Dar învârtindu-mă între lumea asta a lăutarilor, mi-a plăcut chestia asta, cântecele astea improvizate pe moment. N-ai treabă cu măsura, cânti când vrei, te oprești când vrei. Ai înțeles? N-ai treabă că dacă aici greșești la București într-o orchestră profesionistă, nu că și eu am o orchestră foarte profesionistă. Și vă mulțumesc și vouă, vă mulțumim frumos pentru înțelegere și că ne-a suportat. Înțelegi? Asta mi-a plăcut mie la lăutari, că sunt acolo pe moment și că au vibe-ul ăla bun. Dă o stare așa, bă. Pă sigan dacă îl scol pe lăutar din somn la 3 noaptea să scântă, el să ne pieptăna, ne spa și scântă cu aceeași foc și cu aceeași patru. Așa e. Ca și Viorica. Așa e, dragă, eu acum știi ceva? Eu sunt așa puțin tristă, copiii mei mai mă zgâlțe și zice: "A, eu nu vreau să fiu lăutar ca tine." Și eu zic: "Băi, ești nebun, tu vezi, eu sunt artistă, doar spre venea." Ai înțeles? Am muncit mult. Nunțile alea pe la sate mi-a prins bine 3 zile, 3 zile, mi-a făcut practică, dar vă spun că am avut emoții în seara asta și eu. Pentru că sunteți, vă pup, doamnele mele frumoase. Sunteți minunate, un juriu foarte frumos. Și eu vă mulțumesc tuturora. Mulțumim foarte mult, Viorica de la Clejani. Mulțumim mult pentru că ai fost alături domnului Marin în această seară. Așa, Nea Marin, să ne așezăm noi acum și să vedem ce zice juriul. V-a plăcut? V-ați împlinit visul, de fapt. Ați cântat cu Viorica, mai contează? Bun, Niculina, te rog. Doamne, ce frumos! Lăutarii așa cântă. Cu ochii în ochii celui care îi cântă, să vadă. Ce simte, la îi place? Dacă îi place... Și totul se întâmplă la secundă. Absolut! O bucurie, ați fost amândoi. Mi-a plăcut din suflet. Mulțumim, mulțumim. Bogdan, te rog. Mi-ai spus că știi și cântece bătrânești. Abia aștept să te aud cântând de Vlașca. Ai cântat o horă. Acum cu Viorica se ceartă cucu și corbu. Tot o horă. Vreau să te aud pe cântecul bătrânesc. Dacă mă lăsați pe parcurs, o să învăț 2, 3, 4, 5, nu știu. Asta mi-aș dori de la tine. Da? Să înveți zice, clar că muzică zice, da, de Vlașca. În rest a fost perfect. Da, ești minunat. Viorica, splendidă. Mulțumim, mulțumim. Cornelia, te rog. Da, n-ai cum. Când apare Viorica și cântă, ea este... E unică. Am să spun doar că a fost foarte frumos și cam atât. Mulțumim frumos. Elize Stan, vă rog. Sigur că a fost frumos, a fost un moment memorabil. Să cânți alături de Viorica, nu numai că este o bucurie, nu numai că este un vis împlinit, dar este și foarte greu. Ori iată că Tudor Marin a reușit să țină pasul cu temperamentul și energia Vioricăi. Momentul a fost unul extraordinar, de-a dreptul, și chiar ne-a bucurat pe toți. Bravo, Tudor Mulțumim Marin, și bravo, Viorica de la Clejani. Mulțumim. Grigore Leșe, vă rog. Dom'le, un singur lucru nu-l înțeleg. Cine a fost concurent, Viorica de la Clejani sau exact. Tudor? Dom'le, te-am văzut cam în planul 2, Marin. Cu Viorica oricine e în planul 2. Dom'le, Viorica, vorbim, da, Viorica a cântat formidabil, a improvizat extraordinar. Dar cum rămâne cu tine? Dar momentul așa v-a plăcut, chiar dacă dânsul a fost eclipsat, săracul. Culmea ar fi să zic că nu mi-a plăcut. Adică mi-a plăcut. Dar spuneți-mi mie, domnuleșe, avea vreo șansă omul în fața Vioricăi? Nimeni n-are șansă. Atunci, nu aduci pe Viorica, dacă tu nu știi că nu poți concura, dai cu unul după tine, să ieși tu în evidență, sau atunci ce înțelegi cu Viorica? Viorica. Trebuia să înțeleagă cu Viorica. Viorica mai ușor ca să mă fac și eu. E mai ușor, Viorica, să mă fac și eu. Că nu-i concurența, concurent ești tu. Bun, mulțumim foarte mult. Succes la proba a treia. Urechile la portător, da? Mulțumim. Doamne ajută. Mulțumim foarte mult. Să trăiască. Bine v-am găsit, domnilor. Bine v-am găsit. Cum a fost? Domnule, am dat proba. A fost frumos, a fost bine. S-a mâncat, s-a băut, s-a chefuit. Și nici pagina, da. S-a luat 10, s-a luat 10? Cred. Ce urmează? Proba, am înțeles că mai e o probă. Da, așa, știi despre ce vorbim? Nu știu. Dar de unde ai venit, Neamare? Nu știu, tată, nu știu nimic. Ce să spun, nu, habar. Păi de ce nu pleci? De ce mai stai? Păi am înțeles că mai e o mică probă. Mai e o mică, da. E o mică probă, dar nu vrei să știi ce fel de probă e? Păi aș vrea, dar... Păi îți spun imediat, poți să le mai trei garduri. Uite aici afară.
ai să încarcă multe. Da, care de mai multe ture de mi-ar face bine să știți de pe o probă acum serios. Ei cântă și nu trebuie să reproduci. Proba a treia am înțeles că constă în să mă asculte și să reproduc. Facem așa, Dănuț. Dă-i ajută-l pe Neamarin și să vedem. Hai să vedem. Nu-i cânta lăutărească, că nu o să-i cânte lăutărească. Dă-i un pic mai... Dă-i muzică ușoară, ce vrei tu. Dintă cucu bată-l vina, de răsună în Bucovina. Exact ca dumneavoastră o să-l cântă. Ia. Dintă cucu bată-l vina, că răsună în Bucovina. Păi nu se cântă așa. Păi nu se cântă. Cucu bată-l vina, să răsună în Bucovina. Nu e bine. Sunteți pe acolo, sunteți bine. Bine, oameni buni. Ne vedem în... Nu pleca, că mai e o probă. Gata, da. Gata. Bine, mersi. Sănătate, vă mulțumesc mult. Nu mai bine, Neman. Lasă-ți iasă pe unde vrei. Aceasta a fost proba a doua la Vedeta Populară. În doar câteva minute, juriul va decide cine e câștigătorul acestei ediții. Concurenții mai au un singur obstacol de trecut. În ultima probă vor trage la sorți numele unuia dintre jurații artiști, care apoi le va fredona o melodie mai puțin cunoscută. Au dreptul la o singură repetiție. Să invităm în scenă pe concurenți! Ați trecut de primele două probe, vine proba de foc, proba a treia. Să fiți foarte atenți la ceea ce veți asculta, nu vă grăbiți. Vă doresc succes și vă invit să extrageți câte un bilețel din acest bol. Te rog! La proba a treia este puțin frică de domnul Simion, deoarece nu i-am analizat melodiile din repertoriul dânsului sau activitatea. Sper să fie bine, să mă descurc și cu Dumnezeu înainte. Eu am o disfuncționalitate a urechilor, deoarece am urechile foarte, foarte micuțe, adică de-abia aud, eu nici nu știu cum de pot cânta. Și de-aia probabil mi s-a instaurat și frica asta, că mai mult este o teamă, o frică de a nu reține, pentru că nu asimilez sunetul motamo în secunda aia, în timpul acela și Este un dezavantaj pentru mine. Cred că domnul Leșe n-aș vrea să împice nici doamna Cornelia și nici dânsul. Păi aș vrea să împice doamna Niculina Stoican. Nicol, ce scrie pe biletul tău? Cornelia Rednic. Oh. Te rog. Vai de mine, mult-i bine, la 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 la. Cel ce nu iubdea pe nimeni, la 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 la. Fai de mine, mult-i bine, la 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 la. Ceva a reținut. Mulțumesc. Bun. A fost proba a treia pentru Nicol. Mergem mai departe. Roberta, ce scrie pe biletul tău? Grigore Leșe. Da, ce se bucură, domnul Leșe. Deci Roberta Selagea din Banat. Exact. Bun. Un cânte religios. Dragostea e cea mai sfântă dintre toate pe pământ, cu ea vom învinge în lume și nu vom cădea nici când. Dragostea e cea mai sfântă. La 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 la. Băi, Roberta, știi ce ai cântat-o acum? Schönberg. A fost proba a treia pentru Roberta, mulțumim. Bine a fost. Mergem mai departe. Iulia, Niculina Stoican. Hai să-ți dau o horă așa, așezată.
ca să ai timp să te gândești. Inima cu doruri multe, neica știe să te asculte. Inimioară cu suspine, neica știe să te aline. Inima cu doruri multe, neica știe să te asculte. Inima cu doruri mare, tarara, tairararara. Da. Bun. Mulțumim. A fost proba a treia pentru Iulia. Domnule Marin, să vedem ce scrie pe biletul dumneavoastră. Domnul maestru Grigore Leșe. Să-l arătăm la cameră. Grigore Leșe. Ce aveți cu mine astăzi? Domnule Leșe, vă ascultăm. Hai, maestru, e grea de tot. Ceva mai ușor, maestre. Negociază-le o tarumă. Ceva ce mai ușor, vă rugăm. Ușor. Eu ușor dau. Ușor. Asta chiar e melodioasă și frumoasă. Când o cânt asta, e ceva super de primăvară. Un text extraordinar. Când soarele răsăre, când soarele răsăre, boii Hristos și-i privinde, și la plug iau răduie. Când soarele răsărește, când soarele răsărește, și cu boii lai lai la, lai lai la, lai, 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 lai. Bine, măi, Marin. A fost proba a treia pentru domnul Marin. Vă doresc succes tuturor. Juriul e invitat să te libereze. Nu, le-am dat greu. Din punctul meu de vedere, nu o să câștig ediția asta, dar o să mă bucur pentru concurentul care va câștiga. Nu vreau să tind la lucruri mari, deoarece viața de multe ori poate a fost destul de critică cu mine și destul de rea. Mi-a tăiat mereu aripile când încercam să zbor. Puțin sunt oamenii care au avut încredere în mine și în potențialul meu. Îmi doresc să fiu câștigătorul acestei ediții. Doamnelor și domnilor, vom afla rând pe rând cum arată această seară din perspectiva notelor pe care juriul le-a așezat pe fișele de concurs. O să încep cu Grigore Leșe și vom afla cine este ocupantul locului 4. Elena Iulia Buboiu. A fost ceva de nedescris, probabil a fost cea mai frumoasă experiență de viață. Cred că părăsesc concursul din cauza primei probe, dar plec cu fruntea sus, o experiență frumoasă, oameni frumoși și cu siguranță o să mai revin. Să aflăm acum cine este ocupantul locului 3, Cornelia Rednic. Următoarea care ne părăsește este Nicol Dumitrașcu. Nicol Dumitrașcu, te rog, dacă ai de spus câteva cuvinte. Mulțumesc din suflet pentru toate sfaturile, voi ține cont de ele și voi reveni la anul cu forțe proaspete. Bravo! Mulțumim, Nicol, mulțumim! Toate cele bune, succes pe mai departe! Și acum, Roberta și Tudor Marin. Avem doi concurenți, unul singur merge mai departe. Juriul a decis și vom afla imediat numele acestuia. Bogdan Mihai Simion, te rog. După multe discuții și contradicții la masa juriului, am ajuns la concluzia că atât Roberta cât și Tudor merg în etapa următoare. Bravo!
Doi câștigători! Incredibil, da! Doamnelor și domnilor! Tudor Marin și Roberta merg mai departe împreună. Roberta, te rog! Vai ce galant, așa, domnul Marin! O să țin cu dinții de această experiență și voi da totul în semifinală pentru că îmi doresc să câștig mai mult ca niciodată. Pentru că am văzut că visele se pot îndeplini. Iar faptul că am ajuns în semifinală este mai mult decât am sperat și de aici mi-am dat seama că pot și mai mult. Chiar a fost o experiență deosebită pentru mine când am cântat cu așa orchestră. Eu am cântat cu un țambal, cu un contrabas, cu atât. Păi poate vii să ne cânti și nouă așa. Cu o orgă, cu o orgă. Aia mai puțin. Cu orga mai puțin. Puțin, da. Astea sunt posibilitățile în familie mici. Eu zic așa, să nu le pară rău, că v-am trebuit să se fie final așa. Mai bine opriți-vă aici, mulțumim frumos. Mulțumim frumos așa. Și promit să cânt în continuare... Cu orgă. Ce astăzi, da. Bun! Doamnelor și domnilor, Roberta, domnul Marin, iată, doi semifinaliști în această seară. Mulțumim speciale sponsorului principal al emisiunii, Catena, Farmacia Inimii, care oferă și marele premiu de 100.000 de lei. Mulțumesc sponsorului nostru, Banca Centrală Cooperatistă Credicop și băncilor cooperatiste afiliate. Ne revedem săptămâna viitoare la aceeași oră. Nu uitați, duminică seară, toată România e populară! Felicitări! Aseară am învățat piesele și azi le-am cântat. Asta vreau să spun că n-am fost pregătit. Dar data viitoare, promit că o să fie ok. Nu contează vârsta deloc. Ce mai stai, ce dată vrea. Ai lumea la picioare. Catena susține obiceiurile, tradițiile și cântecele românilor. Farmacia Inimii, Catena.